Pentru ceilalți, ea este un om bun care răsplătește afecțiunea. După ce e demisă, ajutorul unei surori o face recunoscătoare. Când sora ei stăruie în încălcarea principiilor, ea refuză să practice adevărul din afecțiune. Atunci, lucrarea bisericii suferă, iar ea se simte vinovată. Prin ceea ce dezvăluie, cuvântul lui Dumnezeu, înțelege că nu e un om bun. Își regretă acțiunile și jură căință. Acționând după principii, simte în sfârșit pace și eliberare. Când eram copil, părinții și profesorii m-au învățat să fiu un om bun și să practic recunoștința. Știți cum se spune, răsplătește bunătatea cu recunoștință. Deci, din copilărie, ăsta a fost principiul meu pentru a mă înțelege cu ceilalți. Mai ales când ceilalți erau buni cu mine. M-am străduit să le răsplătesc îndoit actele lor de bunătate. Cu timpul, am primit aprobare și laudă de la majoritatea oamenilor din jurul meu, iar familia și prietenii mei mi-au simțit afecțiunea și voiau să interacționeze cu mine. După ce am început să cred în Dumnezeu, m-am comportat la fel. Am crezut că asta mă făcea un om mai bun. Nu mai fiind expusă și prin ceea ce dezvăluie cuvântul lui Dumnezeu, am realizat că aceste gânduri din cultura tradițională nu sunt adevărul și nu așa ar trebui noi să ne comportăm. Da. He, atunci cum ai experimentat? Povestește-ne, te rugăm. Bine. În septembrie 2018, am fost demisă din funcția de lider, căci nu făceam lucrare practică. Pe atunci eram negativistă și slabă. Dar sora Lee, care se ocupa de administrație, mi-a trimis pasaje din cuvântul lui Dumnezeu ca să mă ajute. Iar asta m-a mișcat profund. Am simțit că sora Lee nu numai că nu mă desconsidera, dar mă încuraja și mă ajuta. După aceea, sora Lee a rânduit să fac lucrări administrative. A avut grijă. Și mă întreba mereu ce opinie am despre chestiuni legate de datoria noastră. Văzând că Sora Lee mă prețuia atât de mult, m-am simțit și mai recunoscătoare față de ea. Mm. Ulterior, când un lider al bisericii a verificat evaluările mele, câțiva oameni au spus lucruri neadevărate despre mine. Sora Lee cunoștea incidentul și a lămurit toată situația. Pentru asta i-am fost și mai recunoscătoare. Fiindcă simțeam că mă apăra într-un moment critic și mi-a salvat imaginea deși nu i-am spus verbal niciun cuvânt de mulțumire, am vrut să găsesc un mod de a-i mulțumi pentru ceea ce a făcut. Dar, la scurt timp, a fost demisă căci nu făcea lucrare practică și am ajuns lider de grup. Urmărind lucrarea surorii lui, am descoperit că era adesea uitucă și îi scăpau multe din vedere. Am întrebat-o cu blândețe. Soră Lee, de ce ești atât de nepăsătoare în datoria ta?" Când a auzit asta, în loc să reflecteze asupra ei, a spus, Sunt bătrână și am memoria scurtă. Apoi, sora mea parteneră a văzut că sora Li era tot absentă adesea și i-a atras atenția. Dar sora Li nu s-a schimbat. Făcându-și datoria astfel, împiedica lucrarea? Da, mi-am dat seama de asta și am vrut să găsesc un moment oportun ca să-i atrag atenția. Dar mi-am amintit... Că atunci când fusese-mi eu demisă, am fost într-o stare proastă, iar ea m-a ajutat și m-a sprijinit cu atâta plândețe. Acum abia fusese demisă. Deci, dacă îi atrăgeam atenția asupra problemelor ei, acum oare nu avea să creadă că eram prea nemiloasă? În plus, abia fusese demisă și era într-o stare proastă, așa că greșelile ei erau scuzabile. Trebuia să o ajut și să o sprijin cu afecțiune și să-i dau timp să îndrepte lucrurile. După aceea, când sora nu făcea lucrarea așa cum se cuvine, partenera mea și cu mine o făceam în locul ei. Mi-era teamă că uita unele lucruri, așa că îi aminteam. Aveam părtășie cu ea și o întrebam mereu de starea ei. Starea ei s-a îmbunătățit? A reușit? Absolut deloc. Ba chiar s-a agravat. În mai multe discuții despre lucrare, opiniile ei nu se aliniau cu principiile, iar majoritatea fraților și surorilor nu erau de acord. Dar ea tot insista că punctul ei de vedere era corect și îi forța pe ceilalți să-l accepte. Lucru care a făcut ca discuțiile să fie aproape imposibil de continuat. Deja îngreuna lucrarea. Ai avut părtășie cu ea ca să-i expui problemele? Da. Voiam foarte mult să-i amintesc. Dar m-am gândit că fusese demisă de curând și că sigur era nefericită. Dacă îi expuneam problemele la vremea aia, oare n-ar fi însemnat că punem sare pe rană? așa că am lăsat o baltă, sperând că în timp avea să-și dea seama singură. Gândindu-mă la asta, nu i-am amintit deloc și am încercat să mă asigur că o implicam cât mai puțin în discuțiile noastre. Însă, în loc să reflecteze asupra ei, m-a atacat în mod indirect, spunând că nu-i ascult părerile. Când în cele din urmă am văzut că nu se cunoștea deloc, mi-am luat inima în dinți și am întors acuzația. I-am zis, soră, ești prea arogantă și neprihănită de sine, ar trebui să reflecteze asupra ta. A putut accepta asta? Am văzut că fața ei s-a puțin și că glasul i s-a frânt. Dintr-o dată m-am simțit tristă. Oare era prea mult să o tratez în felul acesta? După tot ajutorul pe care mi l-a oferit înainte, oare ceea ce făceam nu era cam aspru? Așadar, am început să mă învinovățesc. Sora lui își făcea datoria de mântuială și era arogantă. Dezvăluindu-i asta, tu ajutai Da, așa e Pe vremea aia nu voiam să ne stricăm relația și m-am simțit constrânsă După câteva zile, supraveghetoarea a văzut că lucrarea ei era adesea făcută de noi Așa că ne-a întrebat cum se descurca sora lui. Întrebarea m-a neliniștit Dacă răspundeam sincer cu privire la starea ei, putea fi transferată mm. Puteam face doar lucrări administrative pentru că ea rânduise asta s-a purtat frumos cu mine și m-a sprijinit în momentele grele. Dacă era demisă în vreme ce eu eram lider de grup, pare nu avea să creadă că eram prea crudă și nemiloasă? Ca să o ajut să-și păstreze slujba, când am scris despre comportamentul ei, mi am dat silința să se înțeleagă. Aceste purtări se datorează stării ei proaste în urma demiterii de recente. Ea încearcă să se schimbe. Ulterior, ca să nu fie demisă, la mai multe întruniri am avut părtășie voit ca să o ajut cu starea ei. Dar ea a continuat să-și facă datoria de mântuială și mereu apăreau probleme. Ba chiar odată a cumpărat niște obiecte inutile, fără să ceară părerea niciunuia dintre noi. Iar prețul a fost mai mare decât de obicei. Chiar era prea despotică. Așa e. M-am înfuriat până peste poate și am vrut să o tratez. Dar din cauza relației noastre din trecut, mi-am păstrat cumpătul. Doar i-am spus să nu mai fac asta și să fie mai atentă în datoria ei. După ce a fost de acord, nu am mai spus nimic despre asta. În vremea aceea, frații și surorile îmi tot spuneau de problemele din lucrarea ei. Voiam să o mustru și să o tratez. Dar când m-am dus la ea, nu i-am putut spune nimic. Am fost pe aproape de câteva ori, dar fără succes. Este irresponsabil să-ți pese numai de sentimentele oamenilor și nu de lucrarea bisericii. Da. Exact. Ulterior, supraveghetoarea a venit să afle cum se descurca Sorali. A evaluat-o împreună cu ceilalți pe baza principiilor și au stabilit că nu era potrivită pentru astfel de lucrări și m-a îndemnat să o demit cât de repede. Bun. Dar Sorali tocmai fusese demisă de la conducere. Dacă o înlăturam și de la datoria ei, putea suporta vestea, ar fi rezistat șocului. În momentul ăla, toate imaginile din trecut în care ea m-a ajutat mi-au trecut prin minte. În zilele alea, când mă gândeam să o înfrunt, eram deprimată și nefericită. Mai multe nopți la rând m-am tot foit neputând să dorm. M-am simțit la fel ca atunci când am fost eu demisă. Mă gândeam tot timpul. A fost bună cu mine în trecut, dar acum trebuie să o demit personal și să-i dezvălui purtarea. Oare va crede că sunt un om nerecunoscător și îmi va purta pică? Ca să nu mă mai condamn, am vrut să-i cer supraveghetoarei să aibă părtășie cu ea, în vreme ce eu aș fi stat în spatele ei, sau chiar să găsesc o scuză și să nu mă duc. Ai vrut să scapi? Așa e. Dar știam că astfel de motive erau de disprețuit și rușinoase. Așa că m-am simțit prins într-o dilemă. Nefericită, m-am rugat lui Dumnezeu. Am spus, Dumnezeule, știu că e corect să o demit pe sorali, dar de ce mi-este atât de greu să o fac? Dumnezeule, care e problema mea? Te rog să mă îndrumi ca să mă cunosc." Mm -hmm. După ce m-am rugat, m-am gândit că, atunci când demiteam alți oameni, nu mi-era atât de greu. Deci, de ce eram atât de indecisă cu privire la demiterea surorii mm -hmm. Pe când căutam, am citit cuvintele lui Dumnezeu. Oh. Mm -hmm. Unii oameni sunt extrem de sentimentali. În tot ceea ce spun, în felurile în care se comportă, trăiesc după emoțiile lor. Simt afecțiune pentru unul și altul și se simt mereu obligați să răsplătească favoruri. În tot ce fac, ei trăiesc pe tărâmul emoțiilor. Se poate spune că emoțiile sunt efectul lor fatal. Tot ceea ce fac este guvernat de emoțiile lor. Nu pot practica adevărul sau acționa principial, și se pot adesea răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Emoțiile sunt cea mai mare slăbiciune a lor, defectul lor fatal, și sunt întru totul capabile să le ducă la ruină. Cei care sunt prea emotivi nu pot să pună adevărul în practică sau să asculte de Dumnezeu. Ei sunt preocupați de trup, nesăbuiți și năuciți. Astfel de oameni sunt mai ales sentimentali prin natură, trăiesc după emoțiile lor. Prin ce se caracterizează emoțiile? Cu siguranță prin nimic pozitiv. Este un accent pe relațiile fizice și satisfacerea predilecțiilor trupului, favoritismul, găsirea de scuze pentru ceilalți, adorația, răsfățul. Toate acestea sunt emoții. Unii oameni investesc mult în ele, reacționează la orice pe baza emoțiilor lor. În inimile lor știu că acest lucru este greșit. Totuși, sunt incapabili să fie obiectivi, cu atât mai puțin. Să acționeze principial, cei ce sunt mereu conduși de emoție pot să practice adevărul, e foarte dificil. Incapacitatea multor oameni de a practica adevărul se reduce la emoții. Ei consideră emoțiile ca fiind foarte importante, le pun pe primul loc. Sunt oameni care iubesc adevărul? Cu siguranță nu. Ce sunt emoțiile, în esență? Sunt un fel de fire coruptă. Manifestările lor pot fi descrise în câteva cuvinte. Favoritism, protecție exagerată, menținere a relațiilor fizice, părtinire. Asta reprezintă emoțiile. Amin. Amin. Abia după ce am citit cuvintele lui Dumnezeu, am realizat că demiterea surorii lui mi-a provocat durere, griji și rușine, fiindcă afecțiunea mea pentru ea era prea puternică. Așa e. Mm. M-am gândit că cât sora Lee m-a ajutat odată și a fost bună cu mine, trebuia să-i fiu recunoscătoare. Când am văzut că își făcea de mântuială datoria, că întârzia lucrarea și refuza să se schimbe, am știut că ar fi trebuit să o tratez. Dar mi-a fost teamă să-i distrug stima de sine și să o fac să-mi poarte pică, așa că doar i-am vorbit cu blândețe și am încheiat subiectul. Avea păreri greșite, dar insista ca oamenii să o asculte și să se supună, Ceea ce a ținut pe loc discuțiile despre lucrare de mai multe ori, provocând tulburări. Nu m-am putut hotărâ să o expun sau să o tratez. Când supraveghetoarea a venit să întrebe cum se descurca Soralii, mi-am făcut griji că avea să fie demisă, așa că am mințit și am spus că încerca să se schimbe, sperând să o derutez și să o fac să nu poată judeca drept. Când am văzut că sora Lee își făcea datoria neprincipial și îi rosea jertfele, nu am mustrat-o. Am apărat orbește și am făcut pe plac. Acum trebuia să o demit și să expun comportamentul și voiam ca supraveghetoarea să o facă. Îmi lipsea orice mărturie a practicării adevărului. Ca să o apăr pe sora Lee și -o să o împiedic să-mi pică și să mă facă ingrată, am continuat să o protejez și să-i fac pe plac, neținând cont de lucrarea casei lui Dumnezeu. Trăiam în sentimentele mele, îmi păsa de trup și-mi apăram relația personală. Ba chiar m-am gândit cu ajut, cu afecțiune și cu iubire, când de fapt mă antrenam în filozofii lumești. Voiam ca sora Li să mă aprobe. Cu prețul afectării intereselor casei lui Dumnezeu, tot ce făceam era pentru mine. Eram atât de rea și demnă de dispreț. Aveam remușcări, acționam pe baza sentimentelor, ceea ce afecta lucrarea casei lui Dumnezeu și-l făcea să mă urască. Dacă aș fi continuat să acționez astfel, aș fi fost alungat într-o bună zi. Da. E foarte dăunător să acționezi după sentimente. Și asta ne împiedică să practicăm adevărul. Așa, așa e. e. Odată ce trăim după sentimente, nu există principiu în ceea ce facem. De deci ce e ușor să-l jignim pe Dumnezeu. Chiar este? După aceea m-am întrebat de ce am acționat în baza sentimentelor și am încălcat principiile adevărului. Da. În căutarea mea am citit cuvântul lui Dumnezeu. Oh. Motivațiile sunt o parte clară a stării oamenilor și una dintre cele mai comune. În majoritatea problemelor, oamenii au propriile gânduri și motivații. Când apar astfel de gânduri și motivații, oamenii le consideră legitime, dar de cele mai multe ori sunt de dragul lor, pentru mândria și interesele proprii, sau pentru a acoperi ceva, sau pentru a se mulțumi într-un fel. În astfel de momente, trebuie să analizezi cum a apărut motivația ta. Ce a produs această motivație? De exemplu, Casa lui Dumnezeu îți cere să faci lucrarea de curățire a bisericii, și un individ a fost mereu neglijent, superficial și alunecos în datoria lui. Conform principiului, trebuie îndepărtat. Dar tu ai o relație bună cu el. Atunci, ce fel de gânduri și motivații se vor naște în tine? De a acționa după preferințele proprii. Și ce produce aceste preferințe? Pentru că această persoană a fost bună cu tine sau a făcut lucruri pentru tine, ai o impresie bună despre ea. Și astfel, în acest moment, dorești să o protejezi și să o aperi. Nu este acesta efectul emoțiilor? Te simți emoționat față de ea și adopți abordarea: autoritățile au politici, localitățile contramăsuri, ești duplicitar. Pe de o parte, îi spui persoanei Străduiește-te puțin mai mult, nu mai fi neglijent și superficial, suferă câteva greutăți, este datoria noastră. Pe de altă parte, răspunzi celui de mai sus și spui, s-a schimbat în bine, este mai eficient acum în datoria sa. Dar ce gândești, de fapt e, asta e pentru că am lucrat la acea persoană, dacă nu aș fi făcut-o, ar fi rămas cum era. În mintea ta te gândești, a fost drăguță cu mine, nu poate fi curățită. Ce stare este când astfel de lucruri sunt în inima ta? Asta dăunează lucrării casei lui Dumnezeu prin renunțarea la principiile adevărului și protejarea relațiilor personale. Și există ascultare când faci asta? Nu. Nu e ascultare, e împotrivire în inima ta. Atunci când ai propriile idei și judeci subiectiv, lucrurile care ți se întâmplă și munca pe care ar trebui să o faci, Există factori emoționale amestecați în asta. Tu faci lucrurile bazându-te pe emoții, și totuși mai crezi că acționezi imparțial, că le oferi oamenilor șansa de a se pocăi și că le oferi sprijin iubitor. Deci faci cum dorești tu, nu așa cum spune Dumnezeu. A lucra astfel înseamnă să subapreciezi lucrarea. Reduce eficiența și dăunează lucrării bisericii care este tot rezultatul acționării în funcție de emoții. Dacă nu reflectezi, vei putea identifica problema aici? Niciodată. S-ar putea să știi că este greșit, că este o lipsă de supunere. Dar te gândești bine și îți spui, trebuie să-i ajut cu iubire. Și după ce au devenit mai buni, nu vor avea nevoie de curățire. Nu le dă Dumnezeu oamenilor șansa de a se pocăi? Dumnezeu Iubește toți oamenii, deci trebuie să-i ajut și să fac cum cere el. După ce reflectezi, faci lucrurile în felul tău. După aceea, inima ta se simte ușurată. Simți că practici adevărul. În timpul acestui proces, ai practicat conform adevărului sau ai acționat conform propriilor preferințe și motivații? Ai acționat în întregime după propriile preferințe și motivații. Pe parcursul procesului ai folosit așa numita bunătate și iubire, precum și emoțiile și filozofii lumești, pentru a ușura lucrurile și a găsi o cale de mijloc. Părea că ajutai persoana cu dragoste, dar erai de fapt controlat de emoție. Și de teamă că cei de mai sus vor afla de acest lucru, ai încercat să-i câștigi printr-un compromis, ca să nu-i jignești, iar lucrarea să se înfăptuiască. La fel cum necredincioșii caută o cale de mijloc. Amin. Amin. Dumnezeu explică lucrurile foarte clar. Esența și realitatea ceea ce facem noi sunt foarte clar expuse. Așa, așa e. e. Menținerea relațiilor cu ceilalți prin sentimente nu înseamnă decât apărarea propriilor interese. Mm -hmm. Dacă Dumnezeu nu ne-ar dezvolui așa, nu am ști aceste lucruri. Așa e. E foarte adevărat. Am înțeles după ce am citit Cuvântul lui Dumnezeu. De ce știam că Sora Li avea probleme, și cu toate astea am continuat să o apăr? Din cauza că voiam să mă accepte. De fapt, eram controlată de ideea că ar trebui să răsplătim bunătatea cu recunoștință. Am folosit ideea asta drept principiu pentru interacțiunea cu ceilalți. Credeam că oamenii trebuie să fie afectuoși și loiali unii cu ceilalți. Deci, dacă erau buni cu mine, trebuia să le răsplătesc îndoit, altfel aș fi fost nerecunoscătoare și aș fi fost condamnată și abandonată. Da. Deci când am văzut că sora mă ajută și are grijă de mine, precum și că mă apără, trebuia să o răsplătesc. Când am văzut că sora liși făcea tot timpul datoria de mântuială, am încălcat principiile casei lui Dumnezeu ca să nu o expun. Mai grav de atât, am continuat să-i ofer orbește iubire și părtășie și am mințit ca să acopăr faptul că tulbura lucrarea bisericii. Am făcut asta doar ca să-i fac pe oameni să creadă că eram o persoană bună care era recunoscătoare. Prin ce a revelat cuvântul lui Dumnezeu, am văzut în sfârșit că aceste idei doar zăpăcesc și corup oamenii. M-am ghidat după aceste lucruri, fără să știu ce-i bine și ce-i rău, și am acționat neprincipial. La exterior îmi făceam datoria, dar de fapt făceam lucrurile cum voiam, fără ascultare față de Dumnezeu. Ba chiar am împiedicat lucrarea Bisericii și m-am împotrivit lui fără să-mi dau seama. Da. Dacă noi credem în Dumnezeu, dar nu practicăm adevărul și trăim după aceste lucruri, oricât de bun este comportamentul nostru și oricât de bine ne înțelegem cu oamenii, în ochii lui Dumnezeu tot ne împotrivim lui. Așa e. Abia atunci am dobândit discernământ despre aceste puncte de vedere satanice. Am văzut că toate astea sunt de la Satana și contrazic adevărul. Da. Toate sunt contaminate cu dorințe omenești și sunt rele și urâte. Nu ar trebui să fie criteriile după care acționez și mă comport. Mm. Apoi, am văzut al pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu și am câștigat puțin înțelegere despre esența chestiunii. Tu nu ești loial față de Cuvântul lui Dumnezeu, de însărcinarea lui pentru tine sau față de El? și față de filozofia satanică de viață și logica satanică. Crezi în Dumnezeu în timp ce îl trădezi ostentativ pe el și cuvântul lui. E o problemă serioasă, nu-i așa? Nu e doar un eșec în a respecta cuvântul lui și în datoririle tale, ci înseamnă a lua planurile și filozofia satanei drept adevărul și a le urma și a le practica. Asculți de satana și trăiești după o filozofie satanică, nu-i așa? asta înseamnă că nu asculți de Dumnezeu. Cu atât mai puțin te supui cuvintelor lui. Tu ești un ticălos. A lăsat deoparte cuvintele lui Dumnezeu și, în schimb, a luat o frază satanică și a o practicat drept adevăr, înseamnă a trăda adevărul și pe Dumnezeu. Lucrezi în casa lui Dumnezeu și totuși tu acționezi după logica și filozofia satanică de a trăi. Ce fel de persoană ești? Ăsta e un om care îl trădează pe Dumnezeu și îl face de rușine grav. Care este esența acestor fapte? Condamnarea deschisă a lui Dumnezeu și negarea fățișa adevărului. Nu asta este esența? Pe lângă faptul că nu urmezi voia lui Dumnezeu, tu îngădui ca sofismele și filozofiile de viață ale satanei să devină de nestăpânit în biserică. Astfel devii complicele satanei și ajuți acțiunile satanei în biserică. Esența acestei probleme este gravă, nu-i așa? Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu parcă îmi străpungeau inima. Mai ales când el a spus un ticălos, trădarea adevărului, un om care îl face pe rușine grav pe Dumnezeu și complicele satanei. Aceste cuvinte au pătruns în inima mea ca niște săbii ascuțite. Am trăit până acum după ideile culturii tradiționale. În ochii lui Dumnezeu, nu erau doar sentimente care provoca un eșec temporar în practicarea adevărului, ci însemna că eram necredincioasă lui Dumnezeu. Îl trădam pe Dumnezeu și negam adevărul. Era extrem de grav. Da. Când am realizat asta, m-am simțit foarte tulburată. Nu știam că ați face datoria pe baza gândurilor satanice era o problemă gravă. Mi-a luat mult timp să mă liniștesc. Ulterior, am citit încă două pasaje. Mm. Hai să vedem un videoclip ah, grozav! Dumnezeu atotputernic spune: În toată omenirea nu există nici măcar o rasă în care adevărul să stăpânească. Indiferent cât de înalte, străvechi sau misterioase sunt ideile, sau cultura tradițională pe care le-a produs o rasă, sau educația care i-a fost transmisă sau cunoștințele pe care le deține? Un lucru este sigur. Nici unul dintre aceste lucruri nu este adevărul sau nu are vreo legătură cu adevărul. Unii oameni spun, unele principii morale sau noțiunile de măsurare a binelui și a răului, albul și negrul, conținute în noțiunile tradiționale, Par destul de apropiate de adevăr. Oricât de aproape sunt de adevăr, nu sunt adevărul și nu pot deveni adevărul. Acest lucru este dincolo de orice îndoială. Ele sunt apropiate doar în ceea ce privește formularea și exprimarea umană, dar, de fapt, aceste noțiuni tradiționale sunt incompatibile cu adevărurile. Cuvintelor lui Dumnezeu. Deși poate exista o oarecare apropiere în sensul literal al acestor cuvinte, ele nu au aceeași sursă. Cuvintele lui Dumnezeu vin de la Creator, în timp ce cuvintele, ideile și punctele de vedere ale culturii tradiționale provin de la Satana și de la diavoli. Unii oameni spun, ideile. Opiniile și vorbele celebre ale culturii tradiționale sunt universal recunoscute ca pozitive. Chiar dacă sunt minciuni și sofisme, pot deveni adevărul dacă oamenii le susțin timp de câteva sute, câteva mii de ani? În niciun caz. Un astfel de punct de vedere este la fel de ridicol precum a spune că maimuțele au evoluat în oameni. Cultura tradițională nu va deveni niciodată adevăr. Cultura este cultură și oricât de nobilă ar fi, este doar încă un lucru relativ pozitiv produs de omenirea coruptă. Dar a fi pozitiv nu echivalează cu a fi adevărul. A fi pozitiv nu îl face un criteriu. Este pur și simplu relativ pozitiv, și nimic mai mult. Deci, este acum clar pentru noi dacă, în contextul acestei pozitivități, impactul ei asupra omenirii este bun sau rău? Fără îndoială, are un impact rău și negativ asupra omenirii. Care este efectul final atunci când omenirea este infectată, inspirată? Paralizată și influențată de această cultură tradițională. Omenirea este coruptă, păcălită și încătușată de ea. Oamenii produc o anumită doctrină sau spiritualitate, apoi o propagă și o răspândesc, o împrăștie în lung și în lat pentru acceptarea altora, și în cele din urmă captează inimile oamenilor. Și toată lumea aprobă această spiritualitate sau idee, și toți sunt corupți de acest gen de gândire. Odată ce sunt corupți până la un anumit punct, oamenii nu mai pot face diferența dintre bine și rău. Nu mai doresc să încerce să distingă între ceea ce este drept și ceea ce este rău. Nu mai sunt dispuși să încerce să facă deosebirea între ceea ce este pozitiv și ceea ce este negativ, și chiar a venit ziua în care nici măcar nu își pot da seama dacă sunt oameni sau nu. Mulți pervertiți nici măcar nu știu dacă sunt bărbați sau femei. Cât de departe de distrugere este o astfel de umanitate? Întreaga omenire a fost păcălită și coruptă de ideile și presupusa spiritualitate a Satanei. Și ce amploare are această înșelăciune și corupție? Oamenii acceptă cuvintele Satanei ca fiind adevăruri. Ei se închină și îl urmează pe Satana, și nu înțeleg cuvintele lui Dumnezeu și cuvintele Creatorului. Indiferent ce spune Creatorul, cât de mult vorbește Creatorul, sau cât de inteligibil și practic este afirmat acest lucru, oamenii nu înțeleg. Ceea ce aud este de neînțeles pentru ei, sunt amorțiți și plictisiți, gândurile și creierul le-au fost zdruncinate. Cum au fost amestecate? Au fost aruncați în haos de Satana. Satana i-a corupt complet pe oameni. Amin. Satana folosește cultura tradițională ca să corupă oamenii. Aceste lucruri sunt ca o travă care ne împiedică să distingem binele și răul. E adevărat. În trecut, știam că fiecare pentru sine și diavolul să-l ia pe cel din urmă, sunt propriul meu Domn în cer și pe pământ, și alte filozofii satanice lumești sunt contrare adevărului, și nu lucruri pe care oamenii trebuie să le aibă că despre lucruri din cultura tradițională care păreau conforme conștiinței și moralei, precum răsplătește bunătatea cu recunoștință, omul nu-i neînsuflețit cum, cum să ne aibă emoții? emoții, și alte principii morale tradiționale care sună civilizat și nobil, eu nu le puteam discerne. Credeam că aceste lucruri erau transmise din generație în generație și că oamenii buni ar trebui să urmeze aceste concepte. Nu am dat dovadă de discernământ în aceste gânduri tradiționale și l-am privit ca pe niște lucruri pozitive, de urmărit și practicat. Dacă acționam împotriva acestor lucruri, mă simțeam vinovată și mă temeam că oamenii aveau să mă condamne. Hmm. Acum, prin ceea ce a revelat cuvântul lui Dumnezeu, am văzut în sfârșit că sub controlul acestor idei și perspective, oamenii se gândesc doar la sentimente, nu la principii, și ei nu știu să discearnă binele de rău. Atât timp cât ceilalți erau buni cu mine, chiar dacă erau oameni răi sau ticăloși, și chiar dacă ajutându-i, îi ajutam să facă rău, trebuia să-mi plătesc datoria și să-i ajut. La exterior păream conștiincioasă, dar de fapt eram derutată și stupidă. Și aveam propriile motive și intenții. Am făcut-o ca să-mi apăr propria imagine și reputația, numai pentru interesele mele. Eram foarte egoistă, demnă de dispreț și ipocrită. Nu eram deloc un om bun. Așa e. Așa. Dacă mă agățeam de aceste filozofii satanice, mm. nu m-ar fi făcut decât mai vicleană, înșelătoare, egoistă și rea. Mm. Am văzut că aceste idei și zicale tradiționale sunt doar gloanțe ambalate frumos. Ele sună măreți și conform moralei și eticii morale, dar sunt de fapt ostile adevărului, sunt mijloace ale satanei de a corupe oamenii. Mm. Așa. Așa. E. Conceptul tradițional răsplătește bunătatea cu recunoștință, induce oamenii în eroare. Mm. Da. Când trăim după această idee. Ne gândim mereu că atunci când ceilalți ne ajută, noi trebuie să-i răsplătim. Altfel, nu avem umanitate și conștiință mm. și ne vom simți vinovați. Asta-i face pe oameni să se simtă înrobiți. Așa e. Da. Mi-am dat seama că eu credeam de mulți ani în Dumnezeu, dar fiindcă nu am practicat adevărul și am trăit după aceste idei tradiționale, m-am gândit mereu la conștiință și am vrut întotdeauna să răsplătesc bunătatea oamenilor. Nu știam ce-i bine și ce-i rău. Ce idiotă derutată am fost! Dumnezeu a exprimat atât adevăr în zilele de pe urmă și a dezvăluit toate aspectele adevărului, sperând ca noi să ne purtăm conform adevărului și cuvântului Lui Dumnezeu, să-L slăvim și să-L mărturisim pe El. Dar eu mi-am făcut datoria doar ca să-mi mențin relațiile trupești, n-am apărat interesele casei Lui Dumnezeu și am devenit un om care L-a făcut de rușine. Când am recunoscut asta, am simțit vină și remușcări pentru tot ce făcusem. Am venit înaintea Lui Dumnezeu și m-am rugat. Am spus, Dumnezeule, trăiesc după o otrăvuri satanice. Am făcut prea multe lucruri contrare adevărului și potrivnică ție. Dumnezeule, vreau să mă căiesc și să acționez conform principiilor adevărului. Mm. Amin. Amin. După aceea, m-am întrebat dacă faptul că trăisem după aceste păreri și idei nu însemna că aveam o umanitate bună. Ce înseamnă să ai o umanitate bună? Da. Ulterior am văzut un alt pasaj care m-a ajutat să evaluez lucrurile. A. Ah. Poți citesc? Desigur. Poftim. Mulțumesc. Trebuie să fie un standard pentru o bună umanitate. Acesta nu înseamnă să fii moderat, să te lipsești de principii, și să încerci să nu jignești pe nimeni, să fii lingușitor, să fii miros cu toți și să faci pe toată lumea să te vorbească de bine. Nu acesta este standardul. Deci, care este standardul? Să-l tratezi pe Dumnezeu, pe oameni și evenimentele, cu o inimă sinceră și să-ți asumi responsabilitatea. Asta e ușor de văzut pentru toți, le e clar în inimă. Mai mult, Dumnezeu cercetează inimile oamenilor și cunoaște situațiile tuturor. Indiferent cine sunt, nimeni nu-l poate păcăli. Unii se laudă mereu că au o bună umanitate, că nu au vorbit niciodată de rău pe nimeni, n-au rănit niciodată interesele altcuiva și nu au râvnit la lucrurile altor oameni. Atunci când există un conflict de interese, preferă chiar să sufere ei pierderi decât să profite. Și toți ceilalți cred că ei sunt oameni buni. Dar atunci când își fac îndatoririle în casa Lui Dumnezeu, ei sunt vicleni, uneltind mereu pentru ei înșiși, nici când nu se gândesc la interesele casei Lui Dumnezeu și nu consideră urgente lucrurile pe care Dumnezeu le consideră astfel. Nu gândesc așa cum gândește el. Și nu își pun deoparte nici când propriile interese pentru a-și îndeplini îndatoririle. Ei nu-și abandonează niciodată propriile interese. Chiar și când îi văd pe să săvârșind răul, nu îi dau un vileag. Ei nu au niciun fel de principii. Ce fel de umanitate este asta? Nu este o umanitate bună. Nu dați nicio atenție la ceea ce spune o asemenea persoană. Trebuie să vedeți cum trăiește, ce dezvăluie. Și care îi este atitudinea când își îndeplinește datoriile? Precum și care îi este starea lăuntrică și ce iubește? Dacă iubirea pentru propria faimă și avere depășește loialitatea pentru Dumnezeu, dacă depășește interesele casei lui Dumnezeu sau considerarea pe care o arată lui Dumnezeu, atunci are o astfel de persoană umanitate? Aceasta nu este cineva cu umanitate. Amin. 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 După ce am citit Cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că un om cu o umanitate bună nu ia calea moderației și tot să-l sprijine și să-l aprobe. În schimb, el iubește adevărul, lucrurile pozitive, este responsabil, susține principiile adevărului și apără lucrarea casei lui Dumnezeu. Astfel de oameni sunt buni cu adevărat. Da, exact. Dacă îți protejezi numai relațiile cu oamenii, faima și statutul proprii și încerci doar să te înțelegi bine cu ceilalți, dar nu ești loial lui Dumnezeu în datoria ta și menții relațiile cu oamenii cu prețul afectării lucrării casei lui Dumnezeu, atunci ești demn de dispreț. Oricât de acceptabil moral este comportamentul tău exterior, acesta înșală oamenii și este ostil adevărului. Așa e. M-am gândit cum am trăit după aceste idei tradiționale și m-am deghizat într-un om bun, am devenit mai egoistă, înșelătoare și rea. Făceam totul ca să-mi apăr statutul și să-mi satisfac dorințele personale. Nu era nimic uman la mine. Tot ce trăiam era demonic. Când judecam dacă cineva avea umanitate, mă bazam pe propriile noțiuni. Nu era în conformitate cu adevărul și cu standardele lui Dumnezeu pentru a evalua oamenii. Da. Înainte credeam că oamenii, cu un comportament exterior bun, aveau umanitate bună. Privind lucrurile acum, știu că cei care iubesc și practică adevărul sunt oameni cu o umanitate bună. Așa, Așa e. e. În zilele care au urmat, mm. am reflectat cum să practic conform principiilor adevărului mm. și voii lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu am citit. Oh. Dacă nu te concentrezi pe relațiile tale cu oamenii, ci îți menții o relație normală cu Dumnezeu, dacă ești dornic să-ți dăruiești inima lui Dumnezeu și să înveți să asculți de El, atunci, în mod natural, relațiile tale cu toți oamenii vor deveni normale. Astfel, relațiile acestea nu se bazează pe trup, ci au ca temelie iubirea lui Dumnezeu. Aproape că nu există interacțiuni trupești, însă în spirit există părtășie, iubire reciprocă, alinare reciprocă și aprovizionare pentru celălalt. Toate astea sunt făcute având la bază o inimă care îl mulțumește pe Dumnezeu. Aceste relații nu sunt menținute bazându-se pe filozofia omenească a vieții, ci se formează natural purtând o povară pentru Dumnezeu. Nu necesită efort făcut de către om, ci doar să practici conform cuvintelor lui Dumnezeu. O relație normală între oameni se stabilește pe baza dăruirii inimilor lui Dumnezeu, iar nu printr-un efort omenesc. Fără Dumnezeu în inimile lor. Relațiile interpersonale sunt doar relații ale trupului, ele nu sunt normale, ci satisfacerea poftelor. Sunt relații pe care Dumnezeu le detestă, pe care le urăște. Amin, amin. Dumnezeu ne cere să tratăm oamenii conform adevărului, să interacționăm cu ceilalți pe baza iubirii față de Dumnezeu, să ne ajutăm reciproc, nu să ne antrenăm în filozofii lumești. Mm -hmm. da. da, Sora Lima a ajutat în trecut. Iar acestea au fost rânduielile lui Dumnezeu și iubirea lui, ar fi trebuit să le primesc de la el. Mm, da. da. Dar am atribuit toate acestea unui om și am arătat recunoștința mea în toate. Am văzut că relația mea cu sora lui se baza pe trup, ceea ce am făcut. Nu era deloc conform voii lui Dumnezeu, și nu aveam niciun principiu. Mm, așa. E. De fapt, când ceilalți întâmpină eșecuri și devin pasivi și slabi, să avem părtășie cu ei despre cuvintele Lui Dumnezeu ca să-i ajutăm este conform principiilor. Da. Dar cei care tot timpul își fac îndatoririle de mântuială și sunt irresponsabili sau chiar perturbă și tulbură lucrarea bisericii, ar trebui să fie tratați sau demiși. N-ar trebui să fie niciodată acoperiți sau protejați. Trebuie să acționăm conform principiilor. Așa, Așa e. e. Sora Li era irresponsabilă și neglijentă în îndatoririle ei după ce a fost demisă, și nu avea nicio înțelegere adevărată a propriilor probleme. Dacă i-aș fi analizat portarea și natura problemei folosind părtășia despre Cuvântul lui Dumnezeu, ca ea să poată să reflecteze asupra ei, să se căiască și să se schimbe, asta ar fi fost iubire față de ea, ar fi ajutat-o atât pe ea cât și lucrarea casei lui Dumnezeu. Când am realizat asta, am avut un sentiment de eliberare și nu am mai vrut să mențin relațiile trupești. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! După aceea, am folosit cuvântul Lui Dumnezeu ca să expun atitudinea surorii Lui față de datoria ei și apoi am demis-o. După acea părtășie, m-am simțit în largul meu. Sora Lin nu mi-a portat pică și a putut accepta asta de la Dumnezeu. A spus că fără să fie demisă și expusă, n-ar fi realizat că lucrurile pe care le-a făcut au provocat ulburare și nu s-a plâns de felul în care a fost tratată. Uh -huh. Minunat! Uh -huh. Când am auzit-o spunând asta, am simțit cu adevărat că doar trăind după Cuvântul lui Dumnezeu, putem să le fim cu adevărat de ajutor oamenilor. Și m-am simțit și foarte liniștită. Așa, așa e. Slavă ție, Dumnezeule! Privind lucrurile acum, văd că aceste lucruri din cultura tradițională, oricât de mulți oameni le laudă și le admiră, nu sunt adevărul. Sunt toate absurde și rele și îi rănesc pe ceilalți și pe tine. Așa, așa e. e. Numai adevărul este criteriul după care să acționăm. Exact. exact. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a creat aceste medii ca să-mi schimbe gândurile și sunt recunoscătoare și pentru mântuirea lui Dumnezeu. Slavă, Slavă lui Dumnezeu! Dumnezeu!